un om care simte, simte, se duce, merge înainte. Adică l-avem aici pe vecinul Constantin, Constantin Brâncoveanu, care n-avea niciun motiv să moară. Era bogat, era frumos, era înalt, avea familie mare, n-avea niciun motiv. Așa da viața. Deci pentru un crez. În funcție de starea emoțională, nu mai poți să te duci cu toată inima spre tradiții, de exemplu. Că nu mai ai cui să le arăți ce rost au. Sau... Trebuie să ne adaptăm. Întotdeauna când am avut prezentare la Paris, la Londra, m-am adaptat țării respective. O parte din mine, o parte din ei. Prezentările mele nu au fost toate. Adică au fost foarte multe cu inspirație, mai ales când a trebuit să mă întorc la ortodoxie. În momentul ăla am simțit nevoia să transmit cât mai mult. Deci că am aflat niște lucruri, am aflat și m-am legat mult de zona asta. Și am încercat să pun 5%, 10%, 50% din tradiții în colecții. Dar am avut și colecții care nu s-au legat de port tradițional. Sau nu. Filip Ghe este cel mai mare om de modă care a trăit în România o perioadă. A fost atașat al ambasadei Franței. Fiind la început, bugetul era unul foarte mic. În schimb, el a văzut potențialul și m-a susținut. După ce a plecat, am învățat foarte multe de la el în acei ani. Iar următoarele prezentări au fost foarte bune. Am putut să mă joc mult mai bine. Începusem să cunosc mult mai mulți artiști cu care colaboram. Iar el, văzând de la Paris, a zis: Florin, vino și prezintă aici. Și ăla a fost declicul. După care am avut prezentarea de la Paris în ianuarie 2013 și am apărut pe prima pagină în Le Figaro. A fost o surpriză mare să apărăm în Le Figaro. Le Monde au făcut un documentar despre noi, au stat câteva zile după noi și am prins curaj. În țară a venit o opoziție foarte mare, după care am început să înțeleg pe Hagi, pe Ilie Năstase. Cum faci ceva, cineva trebuie să distrugă. Eram un pic supărat, așa că... Eu am plecat să fac toate lucrurile astea ca să putem să ne unim, nu să ne despărțim. Dar după alte 7 prezentări la Londra și aparițiile în Vogue și GQ, am văzut postări pe Facebook ale colegilor din modă și nici alea nu mai sunt importante. Dacă am apărut eu acolo. Adică eu așa, și mi-a părut rău. Acum m-am resemnat cu asta, e clar. Nu poți fi profet în țara ta, a spus. Cine a spus? Cei care susțin familia, nu tradițională, normală. Da? Au făcut același lucru. Bine, acum depinde, fiecare probabil are valori și non-valori în echipă. Trebuie să mă repoziționez ca minoritar în România. Trebuie să acceptăm că România se schimbă. Și eu nu mai pot să lupt pentru o cauză creștină când oamenii nu mai vor să fie creștini. Să bă, frate, vedeți-vă de creștinismul vostru, mă rog de m-aș ruga la ei să nu ne interzică și cu asta basta. În momentul când îl pierzi pe Dumnezeu, nu poți să ai niciun câștig. Învingătorul, de fapt, e învins. L-am pierdut pe Dumnezeu și eu știu ce înseamnă asta. Dar sunt optimist de fel. Nu. De asta am și reușit să fac atâtea colecții. Da, din optimism. Pentru că de foarte multe ori, văzând valul de oameni care se împotrivesc, îți vine să mai cedezi, să o lași un pic. Lasă-vă, frate, ce mai atâta. Trăiești în altă țară. Trebuie să te adaptezi. Nu? Că și despre asta este vorba. Și afară de asta, în funcție de starea pe care o ai, poți transmiți mai departe. Ce rost are să mai transmiți o tradiție care a murit. Și totuși, dacă au ieșit atât de puțin oameni, înseamnă că nu au simțit nevoia să iasă. Asta înseamnă că a murit.
Nu, e logic. Un om care nu mai are Dumnezeu în el, nu mai are motiv să iasă. N-am crezut asta. Eu credeam că o să iasă 40-50%, credeam că o să fie 7-8 milioane. Știam că în opoziție nu o să iasă și mă gândeam că o să fie 90 la cât a fost. Eu am rezistat. La sute de mesaje. Oribile. Dar rezist, pentru că știu cu cine stau de-a face, nu e o problemă, suport. Dar la oamenii ăștia mari, Marcel Iureș, pe unul din cei mai mari actori, nu știu dacă în România vreunul mai mare, pe plan internațional. Nu te-a pus să faci bășcălie. Adică mi se pare un nivel retard, așa, de galerie. Cunosc trendurile din Europa, știu ce se întâmplă în Europa, știu exact ce ni se pregătește, nu sunt de acord. Nu îmi place, nu e o evoluție, e involuția omului. Mințind că e evoluție. Eu văd lucrurile mult mai simplu. Ar trebui să lăsăm la o parte ce a influențat, cine a influențat, cine s-a lăsat manipulat. Dacă te-ai lăsat manipulat atât de ușor, indiferent de ce parte, înseamnă că vibrația e mică.